Casa lui Benjamin Netanyahu a fost ținta unui atac din Liban. O dronă a fost lansată direct spre casa premierului israelian din orașul Cesarea, din nordul Israelului. Atacul a eșuat, Netanyahu nu era în locuința în acele momente, potrivit purtătorului său de cuvânt. Guvernul israelian a declarat imediat că o dronă a lovit casa privată a premierului israelian Benjamin Netanyahu, situată în orașul Cesarea. După o scurtă analiză a traseului parcurs, se pare că drona a explodat în orașul din nordul Tel Avivului, declanșând un incendiu care a alertat numai decât populația, dar și autoritățile. Potrivit IDF, Libanul a lansat 3 drone asupra Israelului, 2 dintre ele fiind interceptate. Din fericire, nici premierul Benjamin Netanyahu, nici soția sa nu se aflau în casă în acele momente. Nu au fost raportate victime nici din rândul civililor. Cu toate acestea, încă nu este clar până la acest moment dacă locuința sa a suferit sau nu orice pagubă. Imaginile postate pe rețelele de socializare par să arate că elicopterele de atac căutau drona chiar spre nord. Alte 2 drone au fost interceptate de armată după ce au pătruns în spațiul aerian israelian. Oficialii investighează acum incidentul, mai ales că în acest caz au fost sesizate erori ale sistemului de avertizare al Israelului. Atacul are loc la doar câteva zile după ce liderul Hamas, Yahya Sinwar, a fost ucis în timpul unei operațiuni militare desfășurate de Israel în fâșia Gaza. Deși specialiștii credeau inițial că impactul uciderii liderului Hamas va contribui semnificativ la calmarea tensiunilor din zonă, se pare că, de fapt, reușita Israelului a inflamat și mai rău spiritele. Ipoteza a fost susținută și de Benjamin Netanyahu la câteva ore după atacul care i-a vizat casa, într-o reacție sfidătoare la adresa grupărilor teroriste din zonă. Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind. We took him out. And we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. Pe același fond, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, declarase cu puțin timp în urmă că Hamas va trece și peste acest hop. Pierderea sa este fără îndoială dureroasă pentru axa rezistenței, dar acest front nu a încetat să avanseze odată cu martiriul unor figuri proeminente. Hamas este în viață și va rămâne în viață.